Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint un pamflet scris de George Hodorogea despre bărbații fără barbă care sunt ciuntiți. Transexualul Conchita Wurtz este bărbat adevărat. Afirmația asta stranie, dar curajoasă, nu ne aparține, însă, prin extrapolare, i-o putem atribui viteazului român ultraortodox, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. La o emisiune TV, unde este invitat permanent, înalt preasfințitul Teodosie a susținut că bărbații trebuie să poarte barbă, spunând că cei fără barbă sunt ciuntiți. Teodosie a mai menționat că orice bărbat ar trebui să poarte barbă, cu atât mai mult slujitorii bisericii ortodoxe. Întrebat fiind la Radio TV Dobrogea de ce poartă barbă slujitorii bisericii ortodoxe, Teodosie a lovit în masculinitatea spânilor. Așa este firesc, barba este lăsată pentru bărbați. Sunt și excepții, oamenii spâni cărora nu le crește barba și sunt triști unii dintre ei care ar vrea să aibă. Bărbatul trebuie să aibă barbă, bărbații fără barbă sunt ciuntiți. Ei trebuie să aibă chipul lui Hristos, care a purtat barbă. Au purtat și apostolii și toți părinții bisericii noastre. Barba este un element natural, care ține de bărbăție, a declarat înalt preasfințitul. Noi credem una din două. Ori arhiepiscopul de la Malul Mării a citit mult și des povestea lui Harapalb, sau, varianta a doua, nu a urmărit concursul Eurovision și nu a auzit de Conchita Wurtz, ăla bărbat adevărat, nu-i așa? Arestatul numărul 1 al Terei. Aflat în America la o întrunire a trumpiștilor, liderul AUR a acordat un interviu televizat. Asta nu ar fi nimic, dar în cadrul interviului, pe care Simion se baza că nu va fi ascultat și în România, fostul șef al galeriei steliste de fotbal s-a plâns că este un adevărat martir, care în țara sa a fost de multe ori arestat pentru convingerile sale patriotice și mai ales democratice. Decredea biata moderatoare că l-are în față pe regretatul Navalnui. Luat la întrebări și la miștocăreală gazetaristică, Simion a fost nevoit cu jumătate de gură să nege aberațiile spuse în Statele Unite. De fapt, liderul AUR, George Simion, a stat o singură noapte în arest și nu în România, ci în Republica Moldova. Fiind arestat și expulzat din țara soră de către fostul președinte Voronin, în urma unor întâlniri secrete ale românului cu un ofițer superior rus de la FSB, fostul KGB. Dar să vedem ce adevăruri a spus Simion la televiziunea americană. Eu promovez adevărul. Ne luptăm mult cu cenzura în România. Am trecut prin restricțiile COVID și pandemie. Suntem singurii care am luptat cu ei. Acum chiar avem șansa să câștigăm alegerile. După care, în pur stil trumpist sau chiar putinist, același George Simion a trecut la acuzații delirante. Cei din România copiază tot ce văd la Bruxelles, la Washington. Noi am fost primii care au luptat cu restricțiile și vaccinarea obligatorie în România, a spus Simion. Trebuie menționat că Simion nu a fost un caz singular. El a fost însoțit în Statele Unite ale Americii de toată floarea patriotardă auristă. Patriot, sincer, luptător pentru adevărul absolut și totuși minte cu nerușinare când nu este în țară. Noi ne mirăm de faptul că nu a declarat că a fost pe baricade alături de Ana Ipătescu, că a fost coleg de celulă cu Dej la Doftana și că el l-a arestat pe Ceaușescu. Liber la traseism. Vă mai amintiți de vestita ordonanță 55 a lui Ponta și Dragnea în 2014, care a permis ca peste noapte circa 5.000 de aleși locali, primari, consilieri și președinți de consilii județene să-și schimbe partidul? După cum se știe, ordonanța a fost declarată în totalitate anticonstituțională. Și totuși, noul USL, adică PSD și PNL, au pregătit o ordonanță de urgență care dă liber la traseismul politic. Astfel, primarii și aleșii locali pot candida la alegerile locale din iunie 2024 pentru orice partid, fără a risca să își piardă mandatul. Este vorba despre primarii care schimbă formațiunea pentru care candidează. Fără ordonanța cu pricina, primarii își pierd mandatul dacă pleacă la un alt partid decât cel pe lista căruia au fost aleși.
iar comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele a provocat discuții în coaliția de guvernare. Ce se întâmplă cu primarii care nu și-au terminat mandatul, dar vor să candideze pentru un alt partid în iunie? Constituțional, mandatul aleșilor locali se termină la finalul lunii septembrie, iar ordonanța creează următoarea bizarerie. Pentru încă 3 luni, primarul va conduce, fiind membru USR, să zicem, și pe urmă 4 ani ca membru PSD sau PNL. Am discutat problema și va apărea o legislație tranzitorie. Pe scurt, se va modifica în Parlament codul administrativ pentru ca primarii în funcție să poată candida pentru orice partid, fără să-și piardă mandatul. Legea va funcționa doar pentru 2024, pentru că doar acum alegerile locale sunt devansate, au explicat surse din coaliție pentru ziarul Libertatea. Luat la întrebări de presă, un lider PSD s-a justificat. Nu uitați că aveau dreptul să-și schimbe partidul dacă alegerile locale erau la termen. Nu putem să-i blocăm în partidele din care fac parte acum, dacă noi devansăm alegerile. Nu ar fi normal. Cu siguranță că nu-i normal, Coane Pănică, dar e curat murdar, cum bine a zis Nenea Iancu. Și ca să fie lucrurile și mai groase și jenante, coaliția PSD-PNL vrea să modifice și legea vizei de flotant. O lege a PNL, votată în iunie 2023, impune ca vizele de flotant să nu mai fie eliberate cu 6 luni înainte de alegeri. Iar problema constă în faptul că PSD și PNL au decis prea târziu comasarea alegerilor, ceea ce ar putea duce la situația în care un cetățean să nu mai poată vota la alegerile locale pentru că nu și-a actualizat viza de flotant, iar coaliția vrea derogare. Și vom vedea autocarele cu votanți și cu comunele de 1000 de oameni unde vor vota 5000, ca pe vremea FSN-ului. Dar noul traseism are și o parte nebănuită, dar financiară. Astfel, dilema coaliției constă în faptul că cine va încasa subvenția pentru primarii care și-au schimbat partidul. Iohannis 8 case. Recent, o anchetă Recorder a scos la iveală faptul că REAPPS renovează cu 7 milioane de euro din bani publici o vilă de protocol din strada Aviatorilor numărul 86, în cartierul Primăverii, prevăzută pentru actualul președinte Iohannis, după ce acesta își va termina mandatul. Recorder a prezentat o investigație intitulată Palatul Împăratului, 7 milioane de euro din bani publici pentru confortul unei singure familii, potrivit căreia, pe Bulevardul Aviatorilor din București, într-una dintre zonele exclusiviste ale capitalei, a apărut un șantier învăluit într-o secretomanie totală. Este vorba de lucrări la o vilă de 1200 de metri pătrați, care a fost până nu demult sediu de partid, iar de câteva luni este transformată în cel mai mare secret, în reședință pentru o singură familie. Potrivit Recorder, suma pe care REAPPS intenționează să o investească depășește orice imaginație. 7 milioane de euro numai pentru renovare și amenajare. Jurnaliștii precizează că, conform legii, cercul demnitarilor care ar avea dreptul la o asemenea locuință de protocol oferită de stat este foarte restrâns, iar majoritatea indiciilor duc către aceeași persoană și anume președintele Klaus Iohannis. La rândul ei și G4 Media a scris că postul sediu al Partidului Național Liberal și al ALDE, de pe Bulevardul Aviatorilor numărul 86 din București, este pe cale să fie transformat într-o locuință individuală, care va fi atribuită președintelui Klaus Iohannis după ce acesta își va termina al doilea mandat, citând o sursă din mediul politic. Aceea sursă a susținut că, în final, lucrările de amenajare vor costa 45 de milioane de lei, circa 9 milioane de euro. Și, deși REAPPS a anunțat că nu există nicio solicitare privind atribuirea imobilului, iar administrația prezidențială a transmis că președintele Klaus Iohannis nu a cerut să-i fie alocată vreo reședință la finalul mandatului, ancheta Recorder spune cu totul altceva. În scandal a intervenit și Ciolacu, care a spus că este vorba de restaurarea unui imobil istoric. Dar probabil că ne ia de proști, fiindcă respectiva casă a fost construită între anii 1960 și 1965,
fiind dedicată fostului lider comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Și este o casă mare, ce-i drept, dar grotească, în stilul cenușiu comunist. Guvernul nu a dat bani, e o clădire cu risc seismic. La fel s-a făcut și cu Vila Lac, este vorba de o clădire cu risc seismic, monument istoric clasa A, a spus Marcel Ciolacu. Tot Ciolacu mai susține o aberație, ci că guvernul nu a dat niciun ban, iar REA PPS cheltuie din banii proprii. Și iar ne ia de proști, fiindcă REA PPS este în subordinea guvernului și este de mai mulți ani pe minus, negenerând bani care măcar să acopere cheltuielile curente, nici de cum să restaureze clădirii pe banii grei. Deocamdată toți actorii sunt implicați în scandal, dar se știe că niciodată nu iese fum fără foc. Scandalul ia amploare în familia Șoșoacă. Silvestru Șoșoacă refuză să fie demis de soție din funcția de prim vicepreședinte, susținând că este o decizie ilegală. Se știe că în urma acestui scandal domestic, dar și de mahala, Diana Șoșoacă și-a suspendat soțul din conducerea partidului. Iar Dumitru Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a reacționat printr-un comunicat la suspendarea din funcția de prim vicepreședinte al partidului extremist SOS, chiar de către soția sa. El spune că a aflat de această decizie ilegală din presă și a ținut să precizeze că proiectul SOS România a fost ideea lui, fiind de altfel și principalul organizator al partidului. De asemenea, același Dumitru Silvestru Șoșoacă scrie în comunicat că decizia este de neînțeles și nu se pot accepta acțiunile abuzive ale senatoarei împotriva membrilor și liderilor din partid. Îmi asum să fiu garantul respectării statutului pentru toți membrii partidului în fața abuzurilor doamnei președinte SOS, a scris Silvestru Șoșoacă. Și soțul trădat a continuat. Motivele invocate de doamna președinte SOS că ar fi victima unor acțiuni de intimidare și șantaj din partea serviciilor secrete, în scopul distrugerii carierei sale politice, nu sunt reale. Nu sunt de acord cu folosirea mea și a familiei pentru ca doamna Ivanovici Șoșoacă să se victimizeze în scop electoral. Nu cauționez sub nicio formă serviciile secrete, a căror implicare în viața politică este cunoscută. Dar asta nu înseamnă că putem fi necinstiți în fața electoratului și a membrilor de partid, a mai spus acesta. Și dă-i și luptă și dă-i și luptă. Domnul Șoșoacă anunță că va divorța de isterică. Iar la rândul ei, Șoșoacă îl amenință, ia-ți labele de pe partid că te distrug. Și pe aceștia doi institutele de sondare publică îi creditează cu 7-8%. Și apropo, nu se știe sub ce nume va candida Șoșoacă, fiindcă victimizatul ei, ex-soț, a anunțat că îi va interzice folosirea numelui pe listele electorale. Și Halimaua continuă în fiecare zi spre bucuria auriștilor lui George Simion, care își văd astfel drumul patriotard liber de singura lor adversară reală în desuetul naționalism, promovat de cei doi foști aliați. Domnul Șoșoacă îi pregătește Dianei o lovitură sub centură, fiindcă, pe lângă interzicerea purtării în continuare a numelui, se pare că jignitul și exclusul domn va intra și va candida pe listele dușmanului de moarte, aurul simionist. Lux la Zalău, o statuie de 1 milion de euro. Un proiect de hotărâre ce prevede aprobarea documentației pentru realizarea și amplasarea unei statui a lui Mihai Viteazul în Zalău, în cadrul unui proiect de circa 1 milion de euro, a iscat controverse în cadrul ședinței Consiliului Local. Viceprimarul Teodor Bălăjel a precizat că, pentru această statuie, există deja autorizația de construcție și, dacă proiectul va fi aprobat, ordinul de începere a lucrărilor ar urma să fie dat în această lună martie. Alin Güler, consilier USR și profesor de istorie, a comentat la rândul său că ar fi fost probabil mai utilă și mai rentabilă realizarea unei parcări supraetajate, pentru care există deja un proiect, decât o statuie a lui Mihai Viteazul.
Un voievod român care a reușit pentru prima dată să unească nația aceasta și pe toți românii, un voievod român care a inoculat în mentalitatea și mintea românilor că pot fi uniți și că uniți vor fi mai puternici, eu cred că merită un monument în orice oraș din țara asta, cu atât mai mult în Zalău. Ultima bătălie a fost în apropierea Zalăului. Așa cum bine știți, unde există un bulevard cu numele voievodului de care vorbeam, a argumentat primarul Ionel Ciunt. Argumentele primarului au fost însă combătute de Alin Güler, care a spus că, citez, la momentul 1600-1601 nu exista ideea de națiune, de popor. Această teză, cum că Mihai Viteazul a făcut prima unire, a fost inoculată în istoriografia românească în perioada comunistă, tocmai pentru a glorifica trecutul. La fel cum și dacii au fost cei mai grozavi din toată antichitatea. Tot în această notă, Mihai Viteazul este cel care, pentru a-și susține campaniile militare de cucerire a Transilvaniei și Moldovei, pentru a le aduce în frontul anti-otoman, i-a legat pe țăranii din țara românească de glie, adică le-a interzis să se mute de pe un domeniu pe altul, pentru a asigura o stabilitate în ceea ce privește taxele și impozitele pe care boierii fidelii lui și care au acceptat să meargă cu el în această campanie să le aibă asigurate. Nu a fost o unire, a fost o cucerire, a menționat profesorul de istorie. Părerea noastră că orice statuie a voievozilor noștri merită ridicată. Dar în actualul context economic nu este oportună alocarea unui milion de euro pentru o simplă statuie. De fapt, ar fi o bătaie de joc la adresa contribuabililor. Și, cu toată opoziția, grandomanul proiect ce va costa cel puțin un milion de euro a fost în cele din urmă aprobat, cu 11 voturi pentru, 5 abțineri și 4 voturi împotriva. S-a aprobat și un prim deviz general care prevede o valoare totală a lucrărilor estimată la 5,158 de milioane de lei. Săraca țară bogată! Dragii mei, îi mulțumim lui George Hodorogea pentru acest pamflet și vouă pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine vă dorim, pe curând!